Creștinii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc, astăzi, schimbarea la fața a Domnului, una dintre cele mai mari sărbători religioase, care semnifică momentul în care apostolii Mântuitorului, aflați pe muntele Tabor, s-au convins că acesta este Fiul lui Dumnezeu. În această zi, Mântuitorul Iisus Hristos i-a luat pe ucenicii săi Ioan, Petru și Iacob și a urcat pe muntele Tabor. Acolo, pe când se ruga, Domnul s-a schimbat la față. Potrivit Bibliei, chipul radia lumina ca soarele, iar hainele i s-au făcut albe ca zăpada. Au apărut și cei doi mari proroci, Moise și Ilie, iar dintr-un nor s-a auzit: "Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta să-l ascultați." Potrivit tradiției, plantele culese în această zi au puteri tămăduitoare. Totodată se gustă și se sfințesc primii struguri, iar creștini care țin post au dezlegare la pește. Sărbătoarea marchează trecerea de la vară la toamnă, când păsările migratoare încep să se pregătească de plecare, iar insectele și târătoarele își caută adăpost în pământ. În popor se spune că dacă un tânăr vede un șarpe și nu-l omoară, reptila se va transforma în zmeu. Se mai crede că, astăzi, nu e bine să te cerți cu nimeni, pentru că așa vei face tot anul. În această zi sunt recoltate multe plante și fructe pentru vindecarea bolilor. De schimbarea la față se duc struguri la biserică pentru a fi sfințiți. Pe vremuri, fetelor le era interzis să se spele în ajunul sărbătorii. Potrivit tradiției, cei care se roagă în această zi pentru a scăpa de vicii au toate șansele să se vindece. La fel, se spune că după schimbarea la față, nu este bine să te scalzi în râiuri și lacuri.